19 tineri artiști din Iași au participat astăzi la un atelier dinamic de desen. Acesta s-a desfășurat într-un tramvai al artelor, vehicul personalizat tematic prin pictură în cadrul proiectului cultural Iași, orașul tramvaielor pictate. Artiștii au încercat să surprindă pe fereastră, în timpul unui circuit de 2 ore cu tramvaiul prin oraș, viața de zi cu zi din zonele pe unde trece râul Bahlui. Lucrările vor fi expuse în Galeria Muzeului Transportului Public din Iași. 19 artiști ieșeni consacrați vor desena cadre surprinse pe fereastra tramvaiului, pe un traseu special stabilit care traversează râul Bahlui pe 4 poduri, având în vedere tema centrală a festivalului Bahlui Vision. E un proiect de familiarizare atât a cetățenilor orașului Iași, dar și artiștilor, cu faptul că trebuie să ieși din atelier, că arta se poate face oriunde și că orașul Iași ascunde nestemate prin fiecare cartier ce urmează a fi descoperite în vernisajul ce va avea loc duminică. Artiștii au fost însoțiți și de un fotograf care a imortalizat momente din atelierul neconvențional. Ieșenii vor putea să vadă aceste fotografii duminică, atunci când vor fi expuse în interiorul tramvaiului creatorilor. Artiștii vizuale au fost provocați să iasă din zona lor de confort, zona lor de confort fiind un atelier clasic de pictor, ca să zic așa. Și cred că ideea asta de atelier în mișcare, ca să spun așa, este o, practic, o altă perspectivă dinamică care ne provoacă să vedem lucrurile dintr-un alt unghi. Tramvaiul Creatorilor este organizat de Asociația Tram Club Iași cu sprijinul Companiei de Transport Public Iași și al Universității Naționale de Arte George Enescu. Proiectul face parte din Festivalul de Arhitectură din cadrul Romanian Creative Week.